Am căutat și în bidoane și am descoperit nalionul și am văzut copil mic, mort. Așa pot să vă spun totul. N-am ce să vă spun. Poți să pleci. Să trăiți numai bine. Și ce îți faceți cu containerile acum? Acum nu, la noapte le goleam și plecam și le descărcam. Altfel... Ați mai găsit asemenea probleme? Mai... Eu, de obicei, eu nu mă uit în containere ce este. Eu le pun pe braț, le golesc și gata. Blocurile. Pot o găsim pe mami. Dar eu le golesc de obicei. Nu. Cum s-a întâmplat? Am stat pe bancă, am venit de la Orșca și a venit un boschetar. Și eu am crezut că îi trebuie ceva bani și am zis să meargă să-și vadă de treabă. Zice, nu domnule, ce? N-ai un telefon ca să sun la 112, că am descoperit un bebeluș, adică un prematur în ghena de gunoi. Pur și simplu m-a lăsat picioarele. Am sunat și au venit poliția și într-adevăr au găsit acolo un ghenă, nu știu, zice că e un băiețel de 5-6 luni, prematur. Asta a fost, l-am sunat, poliția a venit și... Da, găleatul l-a pus. S-a făcut curățenie. Mai măsor o dată. Okay.